Am venit cu fata mea, cu Miriam, la Penny, să facem mici cumpărături, că nu mai avem pe acasă morcovi, cartofi. Și o să vă rugăm să veniți cu noi, să vedem ce luăm și să ne urmăriți cu drag acasă, o să vă arătăm. Mă, nu știu dacă ne lasă filmul. Dați 7 lei, dă-mă, Miriam, tată. Crezi că nu-i pe voie să arată aici? Nu poți să-l contestați. 4 lei, merele, lămâi, nu știu dacă are. Mai câte lămâi. Uite lămâile. Da, are, îi trebuie. Să pune în pungă tu câteva. Să fie mai tare, iubită, bine? Poți să desfaci. Nu, ține tu că pune tati câteva. Fă așa și încercă să desfaci, iubită. Așa. Așa, bravo, iubită. Nu, stai să pun. Pune deasupra aici. Așa, bravo. Nu. Hai că luăm. Nu, atât te ajunge. Pune lege în coș. Știi să legi, nu știi tu să legi, nu? Ia să-mi ții tu telefonul pe ține până nu se desfacă. Bună ziua, vă salut, urmăritorii mei, dragii noștri urmăritori, vă iubesc foarte mult, veniți cu mine și cu Miriam, punem aici în coș, nu așa frumos, că te vede. Aștia ceapa, dovlecei, câte-s dovlecei? Miriam, vine aici, unde te învârți? Hai, arată cum pun dovlecei, tati. Și nu sus, că nu vezi, tati. Aici pe dovlecei. Vine mai încoace că te vede de la casă. Că mă pare rău că... Dar nu știu de ce fac ei așa figuri, nu știu, la Penny nu mi s-a întâmplat, dar la... Liter mi s-a întâmplat. Iau mai micul și mai drept. Dovlecei. Micuțele. Cred că ăștia nu e treaba dată cu alții. Ne vedem de treaba noastră, iubitele. Am luat și dovlecei. Au fost 3 lei de la tati, de la tati. Și un feculeț de cartofi. Vedeți? Nu, asta. Asta e 19, dar nu mai avem cartofi deloc. Uitați, morcovi, 5,50, îți prea frumos. Și ceva roșii, 6,40. Trebuie să aleagă tati. Pune acolo canadă dacă cade, să cade în mată. Alo, hai să zic, 5, 6, din astea mai micuțele, 7, 8, ajunge, ține tu să le, tu nu mai ține de pe eu, trebuie să arăți. Așa, iubita, noi suntem aici ca în, nu știu, cred că comentează ăștia și ce ține aici. Morcov. E scump, dar nu cred că mai are. Acum o voi, mai mult că sunt proaspet. Sunt de frumos. Așa să vă morcovei. Am atât, aici la căruț. Am aici la căruț, vine aici. Ce stai acolo, statuie? Nu, cam legume, am luat ceva fruct de carne, nu mai luăm, nu avem ce. Nu știu, a, ouă, ouă și smântână. Ceva să mai luăm. Dați prețurile aici, parize, 5 lei, care dăm mai la pisici. Ouăle, am ajuns la ouă,
85-89. Eu zic 26, știi, așa de multe. Sper că nu-i spart. Am pus un cofrag de ouă. Și acum o smântână ieftină. Altceva nu mai ții minte? Păietaj. Păietaj, zic maică, dar ce se face cu păietajul? Unde e smântână aici, cred că? Care e smântână mai ieftină? Asta ce e? Iaurt? Iaurt? Smântână... 9,89. Cea mai ieftină smântână, Miriam. Nu să-i luăm și pe asta. N-avem lapte, mai ai, nu? Avem lapte. Avem lapte. Să luăm și un lapte, 5, mamă, scump e lapte aici. Ia că aici e un 4,80. Vedeți? 4,80, vă arat. Luăm și un lapte din ăsta. Uite. Un lapte. Aici e zahăr vanilat, vreau să văd. Miriam, m-a ajustat, care-i zahărul vanilat? Stai să văd. Nu prea văd bine, tata, aici. Esență de... amidon... Aici trebuie să fie. Nu e unită mea. Tau! Tati, îl vezi? Da, cât e? Un leu, nu știu. Două, hai că luăm două. Este zahăr vanilat. Sper că ăsta e un nou și nu prea văd bine. Și mergem acum să vedem de ceva porumb la conservă, dacă îi... Aici cred că e porumbul la conservă. Miriam, pe aici, tati, să nu uităm. Aici. Porumb la conservă, iubita mea. Știi că, tati, m-am luat nici ochelari, aici spateuri. Te uiți după porumb? Nu la mine în frunte scrie porumb, iubita mea. Uite, asta ce e, iubita mea? Bucegi. Asta e pateu. Că pateuri sunt aici. Mai mă duc la speclă roșie să vedem. Parcă am văzut, dar nu știu cât a fost. Și cam atât a fost aici, tati, la legume. Unde ai văzut tu speclă roșie? Iubita mea, aici undeva. Acolo. Uită-te să vezi cât scrie prețul, iubita. Măi, speclă roșie, unde? Cât scrie? 5 lei. 5 lei kilogramul? Sau? 500 de grame. Doamne, ferește-mă și apără-mă de rău, hai! Nu luăm, nu-i de noi. Da, Dumnezeu să mă ierte. Pătrunjel. Legătura 1,30 da. Iau de la lângă noi, de la alimentară. Dovrecel nu mai iau, ceapă-i scumpă. Cam atât a fost, mergem către casă. Mai vrei să-ți iau ție ceva? Hai aici să vedem. Aici la o ciocolată sau ceva. Du-te, unde e? Pe care rând e? Aici. No, hai. Hai, iubita mea, hai, nu. Nu iau ciocolată. Mă, ia-ți altceva, biscuit. Nici ciocolată. Sau ce vrei să-ți iei? Iaurt. Nu. Iaurt. Iaurt? Da, ce vrei să-ți cumperi? Mă, ce vrei să-ți cumperi? Un zi, iubita mea, hotărăște-te. Care mai vrea? De care vrei să zic? Din ăsta. Unu.
de care mai unul? Hai că melou de ăsta. Sau de ăla. Ian. Am atât, am cumpărat prea mult. Am ieșit de la Penny, vedeți? Am luat destule, două plăsuțe. O să vi le arătăm acasă. Acum mergem către autobuz, către casă, eu cu fata mea. Vine ploaia, cred că vedeți că e cam înnorat. Sper să nu ne prindă ploaia. Am ajuns acasă la doamna Margaret. Bună! Am avut cumpărături. A fost soțul meu cu Miriam la cumpărături. Da. Eu nu m-am dus, că nu m-am simțit așa de bine. Și a fost și un pic și norat afară. Și s-a dus Mihai cu Miriam și a cumpărat câteva lucruri ce avem nevoie. A luat ceva morcov. Să rup pungile acum. Da, băi, da, așa trebuie, asta, spungina aia, știți, care, da, nu ține. Nu, dar acum ne-am... Și o la niște morcovi, lămâie, banane, că o să fac la Miriam înghețată cu banane, că acum s-o învățat cu banana și, adică cu banana, cu înghețata. Am promis că îi fac eu tot timpul acasă să nu mai cumpărăm. La smântână, că am avut nevoie, niște roșii, dar să știți că de nu mă place, roșii mari și așa, nu știu cum ei. În fin, dovlecei, mă bucur foarte mult, colat, că aveam nevoie și de cartof, că pentru asta s-a dus, că n-am mai avut morcov și cartof acasă. Și eu am zis să meargă să cumpăr. La ceva cereale. Da. La Miriam ceva cereale pentru dimineață, cu lapte. Uitați, o las și eu o sticlă de lapte, că dimineață Miriam mai mâncă... Cutie de lapte. O cutie, da. Miriam dimineață, când nu... Și iau fac, eu tot timpul fac mâncare gătită și ăsta, dar câteodată zice, mami, eu vreau numai cereale cu lapte. Seara, dimineața și mai avem tot timpul. Și din asta... Iau vreo neapărat cacao da. Asta. Noi am avut o cutie din asta de mult, de mult și s-a gătat. Și atunci i-am zis, lasă că o să-ți cumpărăm alta. Ea n-a uitat și a zis că când o văzut, imediat o sărit la cacao. Da. Și dai foarte bun. O să-i bag așa în lapte câte o linguriță, două și are gustul ăla de cacao. Știți? E așa foarte bun, dă un gust bun. Și la Miriam o luat niște iaurturi și de ăsta, de fructe, o luat și, da, iaurt. Noi dimineața, și seara mai... Bun. Da, mâncăm câte un iaurt. Cam atât au fost cumpărăturile, nu-i mare lucru, dar de cartofi și de morcov chiar am avut nevoie. Și, bineînțeles, roșii n-am mai avut, că atunci știți că au trecut foarte mult de atunci, de când am fost eu în piață, au trecut peste o săptămână, de când am fost eu în piață și am luat și am mâncat în fiecare zi, a fost foarte bun. Dacă o să mai meargă Mihai în piață acolo, la piața mică și mai găsește, din aia mai luăm, dar din asta să nu mai cumpere. Dacă mai cunosc pe doamnă, da. Dacă fi în piață. Ai poate o fi altă doamnă. Făceam salată seara cu Miri și mâncam salată goală, fără nimic, numai cu roșii, așa. Da. Foarte fain a fost. Doamne, ce bun a fost. Era ca o pepene aia galbenă. Și aia roză era fain, dar aia galbenă era ceva special. N-am mai mâncat așa de... nu mai țin minte. Și cum v-am spus, asta este cumpărăturile ce-a făcut Mihai. O să le pun la loc, adică ce-a cumpărat Mihai. Cu Miriam, că și Miriam a fost cu el. Nu am fost... cer scuze că acolo pe rin mi-a fost frică că nu ne lasă filmăm și am filmat cam ascuns, cum se spune. Da? Da, da. Mai nu ne-au zis ce nimic, se întâmplă. Da. Da? Știi cum am pățit la Lidl că nu ne-au lăsat. Adevărul că da, la Lidl nu ne-au lăsat să filmăm când ne-am dus ultima dată, dar... Nu știu. Mai mult filmez acolo ca să vadă și număritorul, nu știu, prețurile, una altă, dacă mai este ceva. Da. Dar până nu pot să filmez în liniște și... Asta e. Deci vă mulțumim că ați fost cu mine și cu Miriam, cu noi, până la cumpărături. V-am deci prezentat. Atât am cumpărat, n-am cumpărat mare lucru, exact strictul necesar, ce aveam nevoie. O să merem la cumpărături săptămâna...
Aia la altă, la sfârșit, depinde. Poate că vine Maria. Când vine Maria, fata mea trebuie să vină peste o săptămână. Și atunci, când vine ea, cu siguranță o să merem și o să facem cumpărături. Da, acum avem, Doamne, mulțam că avem acasă ce să facem de mâncare. E cald, facem ceva ușor, repede și nu ne trebuie atâta. Că, na, nu mai are rost să spun. Atâta îi, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Asta am cumpărat. Da. Dumnezeu să fie cu voi în continuare, cu noi, cu toată lumea. Vă mulțumim frumos, vă pupăm. La revedere, dragii mei. Acum o să curăț masa.